Dacă iei zaleul la pas, nu poți trece cu vederea câteva ciudățenii, lucruri care ori nu au niciun rost, ori din prea mult zel sau prea multă nepăsare, au devenit de-a dreptul hidoase. În centrul orașului, la Troiță, te izbesc coloanele în stil roman. De fapt, o adaptare mioritică extrem de chicioasă. Doar forma amintește de frumusețea sculpturii romane, pentru că stâlpii noștri sunt din fibră de sticlă, glazurați cu un strat subțire de nisip amestecat cu ciment, să dea impresia de vechi și de artă romană. Cei care au realizat sculpturile nu și-au propus ca lucrările lor să biruie veacuri, astfel că trei dintre stâlpii romani au rămas doar cu scheletul metalic. Unuia i-a rămas doar baza, transformată acum într-un coș de gunoi cu arhitectura aparte. Nu știm care-i rostul lor, dar hidoșenia structurii metalice care le fixează iese în evidență mult mai tare decât aparența lor de artă romană. Din WC-ul public din centru a mai rămas doar mirosul. Niște bare de fier se fac că blochează intrarea la ceea ce considerau rușii care veneau în 90 la piață că ar fi intrări la metrou. Boschetarilor nu le e greu însă să se strecoare înăuntru pentru a nopta. În zona WC-ului facem cunoștință întâmplător chiar cu constructorul. Supărat, nevoie mare că în tot orașul nu ai unde să fugi dacă e musai. Fotografiați și pe autorul acestui WC și să scrieți. La WC-ul ăsta, starea asta în care se găsește. Închis după Revoluție, nu se mai cacă nimeni. Eu am 80 de ani, mâine, poi mâine. Și zic, nu pot muri dacă nu-l deschideți. Aia e un lucru de mare valoare. Până la Revoluție funcționa și de acolo s-au stricat aici. Buda noastră e de aici în jos, a lor Buda e de aici în sus. Dar nu se poate așa ceva, dar nu poți, domnule. Biserica reformată de pe strada Florilor putea fi văzută cândva în toată splendoarea din orice punct al centrului Zaleului. Asta până imediat după 89, când în centrul orașului s-a ridicat mastodontul de sticle și metal, clădirea finanțelor de astăzi. O construcție urâtă care contaminează centrul vechi al orașului. La fel de urâtă este și clădirea modernă în care își are sediul BCR-ul, situată între clădirea primăriei și Colegiul Național Silvania, amândouă clădiri vechi și cu o arhitectură frumoasă, sediul BCR pare un accident de sticlă care îți provoacă repulsie. În ambele cazuri observăm că arhitectura modernă reprezintă un eșec atunci când nu ține cont de bunul simț și peisajul urbanistic general. O altă clădire hidoasă este sediul casei de pensii. În zona dinspre gară sunt două clădiri asemănătoare ca arhitectură. Cea în care funcționează ITM-ul și cea a casei de pensii. Amănuntul care face diferența și pune într-o lumină proastă clădirea casei de pensii este acoperișul. În vreme ce ITM-ul a recurs la clasicele țigle, casa de pensii este acoperită cu tablă zincată, de parcă ar fi fost făcută de constructorul caselor țigănești de la Hoedin. Au mai rămas aici colo prin oraș și câteva relicve ale trecutului, simboluri socialiste care amintesc încă de arta muncitorească dinainte de Revoluție. Casa de Cultură a Sindicatelor are în partea dinspre bulevard o frescă uriașă care a rezistat schimbării de regim politic. Realizată din plăci de ceramică arse în cuptor, fresca reprezintă un grup de oameni care sărbătoresc nașterea omului nou în societatea socialistă. În stânga avem o familie de tineri agricultori cu un prunc în brațe, în vreme ce la dreapta o familie de orășeni au o fetiță îmbrăcată în haine de pionier. O altă frescă regăsim pe clădirea fostei întreprinderi de armături industriale din Fontă și Oțel. Pe întinderea zeci de metri, muncitorii fericiți că trăiesc într-o țară a cărei economie cunoaște avântul socialist, au fost surprinși într-un mozaic cromatic interesant. Chiar dacă tema poate stârni amintiri neplăcute, celor mai mulți dintre noi, după 20 de ani, putem să spunem că sunt frumoase. Dacă mergeți la autogară, pe blocul Gulliver, acolo unde odată era un magazin mare pentru copii, au mai rămas urme care să ne aducă aminte de ceea ce a fost acolo. Pe bloc sunt înșirate una sub alta figuri geometrice umplute cu mozaicuri interesante. Lucrările ar fi fost plasate pe clădire după o vizită a lui Nicolae Ceaușescu, cel care a remarcat că blocul este puțin cam lipsit de decor. De remarcat însă, starea lor excepțională. Spre deosebire de decorațiunile făcute sau refăcute în ultimii 20 de ani, nicio bucățică de mozaic nu a căzut de la locul ei. Nu putem uita unul din simbolurile orașului. Cine nu a auzit sau nu a zis măcar odată, ne vedem la ceas. Înălțat pe un stâlp uriaș, ceasul electronic din centru ne arată ora exactă și gradele de afară. A fost comandat tot înainte de 1989, după ce s-a inaugurat Casa de Cultură a Sindicatelor. Inițial s-a vrut a fi o construcție cu motiv popular, care să imite stâlpii porților din Fildu. Și chiar dacă nu ne place stilul arhitectural al ceasului din centru, rămâne totuși unul dintre principalele repere ale Zaleului.